Bună seara! Mă bucur să vă văd din nou într-un număr atât de mare. Este o nouă ediție din seria O seară de psihoterapie la Teatrul Elisabeta. Numele meu este Andreea Brașovean și sunt gazda dumneavoastră în această seară, în cadrul acestui eveniment organizat de Pagina de Psihologie și Mozaic Media și susținut de E.ON România și del Gaz Gri. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, din nou, și dați-mi voie să le mulțumesc și celor care ne-au asigurat gustarea de început, Nescafe Dolce Gusto și Aqua Carpatica. Avem o seară specială în care vă invit să vorbim despre cum funcționează psihicul uman, dar și despre cum putem să ne găsim puterea de a ierta ceea ce poate părea de neiertat. Discuția va avea ca punct de pornire cele două volume pe care le vedeți în dreapta și în stânga mea. Este vorba despre cartea Nu există părți rele, scrisă de Richard Schwartz, și Scrisoare de iertare, scrisă de Vi Fostă Eve Ensler. Sunt două cărți foarte bune pe care le găsiți și pe hol. Și înainte de a invita pe scenă pe cei trei psihologi cu care vom dezbate subiectele serii, aș vrea să vă recomand noul ziar Pagina de Psihologie. L-ați găsit pe scaun și este de asemenea pe standul de la intrare. Puteți să luați dacă nu ați mai prins locuri. Vă mulțumim că stați în picioare și participați la acest eveniment. Numărul de vară este despre joacă și starea de bine și conține o serie de articole relevante pentru fiecare dintre noi. Am scris și eu un mic articol, sper să vă placă, este un articol despre vacanță. Și apropo de tematica ziarului, aș vrea să vă adresez câteva întrebări și dacă răspunsul este da, să vă rog să ridicați mâna sus. Deja știu că va fi da pentru destul de multă lume. Cine a mai participat și la alte ediții din seria de evenimente, o seară de psihoterapie la teatru? Foarte multe mâini ridicate, mulțumim că ați revenit. Cine iubește cărțile de psihologie și dezvoltare personală? Era de așteptat să ridice mâna toată sala. Cine consideră că joaca și râsul sunt necesare pentru sănătatea noastră mentală? Mă bucur să văd atât de multe mâini ridicate. Sper să reușim cu toții și să aplicăm și să ne jucăm mai des. Cine iubește piesele de teatru? Oh, ce de lume! Mă bucur să văd asta. Acum că am acordat și jocului puțin atenție și ne-am pregătit puțin corpurile și mintea pentru ceva nou, vă propun să invităm pe scenă pe trei dintre cei mai populari psihoterapeuți și autori de cărți de specialitate din România zilelor noastre. În aplauzele dumneavoastră, Petronela Rotar, Diana Vasile și Gaspar Gheorghe. Mă bucur tare mult să vă văd. Și abia aștept să începem această discuție. Bine ați venit, mulțumesc tare mult că ați vrut să participați. Petronela, tu ai mai fost, cred că la prima ediție. Diana, mă bucur că ai venit și tu. Mulțumesc. Noi am mai povestit și știu că ai multe lucruri interesante de spus. Gaspar, ca de obicei. Și să le reamintim celor din sală să urmărească și podcastul nostru Epic Talk. Exact, exact. Și încă o dată mii de scuze pentru toți cei care n-au mai avut loc pe scaune. Mă simt extrem, extrem de prost din această cauză, însă în același timp apreciez extrem de mult prezența și energia. Mulțumim frumos! Mulțumim tare mult, mai ales că e și caniculă și trafic. Mulțumim tare mult că ați venit. Avem două cărți foarte interesante, cu subiecte destul de grele și abordări foarte interesante pe care nu le-am găsit foarte des. Și pentru că suntem într-o sală de teatru, vă invit să începem cu o întrebare de încălzire, dacă sunteți de acord. Dacă s-ar pune în scenă o piesă de teatru despre poveștile voastre de viață, cine v-ar plăcea să joace rolul vostru? Diana, începem cu tine. Da, de ce cu mine? Ești lângă mine, ești mai aproape de mine. Da. În ordine. Și-s mai nouă. Sofia Loren? Sofia Loren, aha, frumoasă alegere. De ce? Îmi place foarte mult. Mi se pare că are ceva din aerul și... aș zice un soi de robustețe pe care mă regăsesc. Foarte frumos. Petronela. Natalie Portman. Asta și pentru că ai zis teatru și ea a debutat ca actriță de teatru. Și știi care și rădăcini în România, nu? O bunică sau o străbunică? Asta nu știam. Uite, iată. Ce surpriză, mai învățăm ceva.
Am înțeles. Și are ceva foarte delicat și varianta ei cu părul scurt seamănă cu varianta mea cu părul scurt, acum nu mai. Îmi amintesc foarte bine. Cred că varianta cu părul scurt te-a consacrat, așa te-am cunoscut și sunt eu. Sunt într-o altă etapă existenței. Gașpar. Mi se pare că ați găsit niște exemple foarte, foarte bune și că se potrivesc cu ceea ce reprezentați voi. E grea întrebarea asta, Andreea. Deși mi-ar plăcea să interpreteze rolul meu, dacă povestea mea de viață s-ar pune în scenă. Da. Uite, cred că o variantă ar fi Jude Law. Pentru că dacă mă gândesc la tata în tinerețe semăna cu Jude Law, dar în același timp mă simt mai apropiat de Keanu Reeves. Și cred că are acea atitudine ușor bizară, e ușor ciudățel, mă identific cu el. Și mi-e mult mai simplu să spun cine mi-ar plăcea să o joace pe mama. Yeah. Meryl Streep. Vă propun să începem cu cartea lui Richard Schwartz, Nu există părți rele. O carte care vine cu o abordare foarte interesantă și vorbește despre sinele nostru și despre părțile din noi. Chiar și aclamatul Dr. Gabor Mate spune că reprezintă una dintre cele mai inovative, intuitive, complexe și transformatoare terapii apărute în acest secol. Petronela, pe tine vreau să te întreb, pentru că tu scrii foarte mult și în cărțile tale și pe platformele de social media despre teoriile din psihologie și psihoterapie, dar și despre experiențele tale personale și profesionale. Și aș vrea să te întreb direct, există în noi, oamenii, părți rele? Da, nici eu nu cred că există în noi, oamenii, părți rele. Și că ziceai de Gabor, care a fost profesorul, pe care l-ai întâlnit, exact, profesorul meu. Eu despre Internal Family Systems prima oară la Gabor. Cumva abordarea Compassionate Inquiry nu este foarte îndepărtată de Internal Family Systems în sensul în care noi le numim părți, le numim subpersonalități și lucrăm și noi cu aceste bucăți din noi care rămân blocate la vârste mici, acolo unde au fost rănite, unde au fost traumatizate și care după aceea își asumă niște roluri de protecție pentru noi. Și ce numim părți rele, lucrurile care nu ne plac la noi, care astăzi ne încurcă, ne blochează și care par așa cumva că sunt autonome de capul lor și fac în locul nostru lucruri, sunt doar niște bucăți ale personalității noastre care încearcă să ne ajute, de fapt. Și pentru cei care încă n-au reușit să citească această carte și nu sunt foarte familiar cu această metodă, cu sistemele familiale interne, cum putem înțelege mai bine, din punctul de vedere al sistemelor familiale interne, perspectiva personalităților multiple sau a părților multiple din noi? Cum ziceam și în Compassionate Inquiry, vorbim despre subpersonalități. Acum, dacă ne gândim că în psihologie deja cumva am internalizat de multă vreme ideea de copil interior, copil invizibil, cum scrie Gașpar, deja pornim de la ideea că cel puțin, și că avem cel puțin un eu adult, care din când în când mai e și el în control, când poate săracul, când îl lasă copilul interior, deja pornim de la ideea că măcar vorbim despre două personalități. Una nu, copilul interior este o entitate nematurizată emoțional, necrescută, blocată în trecut, și eu adult, să zicem, cu care lucrăm în prezent și care ar trebui să fie competent, matur și așa mai departe. Deja iată, avem două personalități. Ce spune practic Schwartz, și este o observație pe care a făcut-o în munca lui clinică și e un lucru pe care și noi, cred că fiecare dintre noi l-am observat în momentul în care lucrăm cu clienții noștri. Oamenii vorbesc despre părți din ei ca și cum ele ar fi autonome, ca și cum preiau controlul. Sunt niște exemple foarte frumoase în carte despre pacienții bulimici, de exemplu, care vorbesc, care oricât de mult ar încerca cu voința să-și controleze rațional, știi ce-ți face bine, dar... Există această parte care prea controlul și care se duce la frigider și mănâncă pentru că încearcă să... De fapt, ce încearcă întotdeauna părțile noastre, un singur lucru încearcă, să ne salveze din a simți emoții care s-au simțit atunci când noi eram mici, debilitante, poate îngrozitoare, poate ne-au făcut să ne simțim ca și cum am cădea într-un hău unde n-a fost nimeni să ne țină. Și de fapt,
toate aceste părți, asta încearcă să facă, să ne apere, să ne salveze, să ne protejeze. Și cred că foarte multă lume, cel puțin oamenii cu care am vorbit și care au citit această carte, spun chiar, în momentul în care citești și li se arată așa negru pe alb această variantă de terapie și această metodă, se gândesc, da, chiar așa e, simt și eu că uneori nu e doar sinele meu, ci sunt și alte părți din mine care mă controlează și care mă fac să am tot felul de reacții. Diana, când vine vorba de tine și practica ta, știm că obișnuiesc să fii la curent cu noutățile din domeniul psihotraumatologiei și Richard Schwartz, autorul acestei cărți, are o viziune anume asupra sinelui. Prin ce se aseamănă și prin ce diferă aceasta de alte teorii din psihologie? Trebuie să ne uităm întotdeauna când cineva propune o teorie nouă, care este punctul din care privește elementele componente, modul în care definește elementele componente și modul în care descrie mecanismele. Da? După care, sigur, urmează mai întâi o zonă de cercetare și de practică care ar trebui să susțină ceea ce se întâmplă acolo. Acum, ceea ce a descoperit și a pus în cuvinte Schwartz pleacă de la o idee mai veche în psihologie și anume aceea de părți, pe care mai mulți practicieni au observat-o, poate cei mai cunoscuți și cei mai demonstrați au fost cei din Gestalt, care au vorbit mult despre aspecte din noi care sunt cumva contradictorii. De asemenea, psianaliza vorbea de conflicte între diverse aspecte ale personalității noastre și el a mers mai departe vorbind de denumirea acestor părți, da? Și modul în care sunt organizate în personalitatea noastră. Și aici mi se pare că merită să vedem asemănările, deosebirile sau avantajele și dezavantajele unei teorii, pentru că nicio teorie nu vine cu o explicație, da, care funcționează peste tot și funcționează în orice moment. În primul rând, când ne gândim la personalitate, ne gândim la un aspect din psihicul nostru și nu la tot psihicul nostru. Și atunci când vorbim că nu există păzrele, nu există moduri de organizare a acestei personalități care n-au sens pentru funcționarea noastră. Adică noi ne modelăm organizarea internă, pentru că psihicul este făcut să se organizeze, asta e caracteristica lui, pentru a-și păstra un echilibru intern și suficient de armonios cu mediul în care se află. Și în funcție de această organizare dezvoltă tot felul de strategii și de mecanisme. Din acest punct de vedere, altfel dacă ne uităm la resurse, competențe, capacități, putem să discutăm de resurse mai avantajoase în niște contexte și mai dezavantajoase în altele, putem să vorbim de prezența unor resurse și abilități și absența lor și atunci discutăm despre modul în care sunt folosite aceste resurse și capacități. Și atunci, întorcându-ne înapoi la teoria sa, el vorbește despre un principiu pe care odată Gestalt, odată psihanaliști și în al doilea sau în al treilea rând, și aș puncta acest lucru, teoria sistemică. Teoria sistemică întotdeauna a spus orice simptom, orice problematică pe care un om o manifestă are o funcție în întregul sistem psihic uman. Din acest punct de vedere nu există niciun fel de parterea, nu există niciun fel de mecanism care este rău în sine pentru personalitatea umană, ci el are o funcție de păstrare a echilibrului său. Asta nu înseamnă că nu există comportamente rele. Și aici aș vrea să facem diferența ca să nu existe confuzii pentru cei care vor citi. Sunt și oameni care spun, păi da, dar cum facem cu criminalii, cu violatorii, cu cei care comit o felul de ilegalități? Da, este un mod de organizare a personalității lor prin aceste comportamente agresive și complicate pentru noi toți. De ce este necesar să avem o reprezentare mentală asupra sinelui? Pentru că noi vorbim despre sine, da? Ceea ce ne reprezintă principal pe noi și aceste părți mai mici care uneori ne controlează. De ce e importantă această reprezentare? Din nou, teoria unui sine sau unui eu fundamental nu este nouă în psihologie. Eul, în esență, și ca să introduc ceva drăguț, când am dat eu licența cu foarte mult timp, da? Unul dintre subiecte se referea la eul ca factor integrator al personalității. Da? Deci, acum 100 de ani când am terminat, a trebuit să dau dovadă că știu despre eu ca factor integrator al personalității, ceea ce înseamnă, în real,
o teorie care spune eul sau sinele sau cum mai este denumit, are funcție fundamentală în a organiza personalitatea, în a o ține împreună. Și asta este o altă idee fundamentală în cartea lui Richard Schwartz, că în momentul în care noi cu adevărat putem să funcționăm mai degrabă prin această structură, noi ne putem regla, ceea ce înseamnă că noi putem avea armonie între aceste fațete și să ne punem în valoare atât pe noi cât și pe ceilalți. Când noi nu suntem acolo și eul nu are forță, de aceea unul dintre obiectivele fundamentale ale oricărui tip de terapie este integrarea, întărirea resurselor și ulterior construirea și întărirea eului, atunci noi putem într-adevăr să diminuăm simptomatologiile pe care le avem, să ne simțim mai bine în corpul nostru și în funcționarea noastră și să avem relații mai bune cu ceilalți. Gașpar, următoarea întrebare este pentru tine. Cei mai mulți oameni care te cunosc te asociază cu psihoterapia relațională, care se bazează pe teoria sistemică. De aceea vorbește-ne puțin despre teoria sistemelor familiale interne și explică-ne ce sunt aceste poveri, așa cum le descrie Robert Schwartz. Teoria sistemelor familiale interne, metoda sistemelor familiale interne se bazează pe două paradigme din punctul meu de vedere. Paradigma pluralistă, și o să vedem imediat ce înseamnă asta, și paradigma relațională. Și exact așa cum foarte frumos a spus și Diana, la baza paradigmei relaționale se află teoria generală a sistemelor, pe care se construiește tot ceea ce înseamnă psihoterapie de familie, psihoterapie de cuplu și așa mai departe. Și ce ați zice dacă ne-am ridicat un pic de pe scaune? Ca să mai animăm un pic seara. Și v-aș ruga să veniți în partea asta a scenei și pe tine, Andreea. Și poate fără microfoane să nu mai organizezi într-un sistem. Nevoie. Exact, exact, exact. Pentru că teoria generală a sistemelor, care se află la baza terapiei de familie și de cuplu, ne spune că întregul este mai mare decât suma părților. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, în această familie ne imaginăm că tu, Andreea, ești copilul, ești ok cu acest rol, și aici sunt părinții tăi, dacă în această familie copilul, de exemplu, produce un simptom, are o problemă comportamentală, are un comportament disfuncțional sau ceva, dintr-o perspectivă clasică, psihoterapeutul ar putea alege să lucreze doar cu copilul, să spună, da, copilul este cel care a produs simptomul, el ar trebui să fie vindecat, transformat și așa mai departe. Însă teoria generală a sistemelor vine și ne spune că stai puțin. Nu putem pune toată responsabilitatea doar pe umerii acestui copil, pentru că sistemul are o putere. Acești membri ai familiei împreună sunt mai puternici. Și atunci când vine vorba de a face lucruri pozitive, dar și atunci când vine vorba de a face lucruri mai puțin pozitive. Însă, acest membru din sistemul familial, copilul, produce un simptom și prin asta putem spune că se sacrifică de dragul sistemului. Atrage atenția asupra sistemului, asupra faptului că ar fi nevoie de o schimbare. O schimbare în ceea ce privește tiparul de interacțiune. Teoria sistemică asta ne spune că dacă o familie are tipare de interacțiune suficient de bune, membrii sunt sănătoși, se bucură de viață, evoluează și așa mai departe. Dacă sistemul familial are anumite blocaje și oamenii nu pot să comunice, membrii familiei nu pot să comunice despre emoțiile lor, despre durerile lor, despre suferințele lor, atunci toate aceste lucruri vor fi evidente în ceea ce privește funcționarea lor. Deci asta este teoria generală a sistemelor, de la care a pornit Richard Schwartz. Acum voi avea nevoie de 4 voluntari care să urce pe scenă în partea asta a scenei. 4 persoane, ridicați-vă și haideți pe scenă. Sunt deja 3 persoane, ar mai fi nevoie de încă o persoană. Mulțumesc frumos, aplauze pentru acești voluntari foarte curajoși. Ok, ok, mulțumesc frumos. Într-o primă fază să stați cu fața spre sală. Deci aici e teoria generală a sistemelor și vorbim despre sistemul familial. Și aici Richard Schwartz vine și spune că această teorie este valabilă nu doar pentru spațiul dintre noi, pentru relațiile noastre, ci inclusiv pentru spațiul psihologic interior. Și Richard Schwartz își propune să cartografieze cumva acest teritoriu psihologic interior și spune că exact așa cum sunt membrii sistemului familial acolo, aici există anumiți membri pe care el îi numește părți. Și există 3 categorii de părți despre care o să vorbim și există sinele despre care a vorbit foarte frumos Diana Vasile. Ne imaginăm că sinele vei fi tu. Care e prenumele tău? Mihaela. Mihaela. Am să te rog să vii în mijloc
Și Richard Schwartz, cu fața spre sală, Richard Schwartz spune că în momentul în care ne naștem, ne naștem cu sinele nostru și cu părțile noastre, care formează sistemul familial interior. Acestea sunt părțile care însoțesc sinele, veniți mai aproape de sine, foarte, foarte bine, și care sunt menite să ne ajute să ne transformăm visurile în realitate, să ne atingem potențialul. Aceste părți vin cu foarte, foarte multe resurse. Doar că în funcție de ce se întâmplă cu noi în familia de origine, în funcție de experiențele de viață, aceste părți pot ajunge să fie împovărate. Și aici ne apropiem de răspunsul și mai concret la întrebarea ta, Andreea. Ne imaginăm că această persoană, aici e spațiul interior a unei persoane, această persoană este Andreea. Și Andreea, în copilăria ei, poate că a avut momente frumoase împreună cu membrii familiei, dar poate a avut și momente în care tata a agresat-o fizic, poate a avut momente în care a fost lovită, în care n-a fost ascultată, în care a fost respinsă, în care a trăit foarte multe emoții. Și tata exact asta spune, exact ce a făcut Diana, nu e adevărat, nu s-a întâmplat asta, eu m-am străduit să fiu un tată bun și așa mai departe. Ce efecte au toate aceste lucruri asupra spațiului psihologic interior? Apropo de sistemele familiale interne. Sinele este acolo, doar că diferitele părți ale personalității încearcă să protejeze sinele. Și în această poveste ne putem imagina că există o parte numită copilul interior, copilașul de 4, 5, 6 anișori, care a beneficiat, din păcate, de foarte mult abuz din partea unui părinte. Și această parte a copilului interior care... Această povară a rușinii, a umilinței, a fricii, a panicii, a terorii. Deci toate acestea sunt niște poveri care se pun pe părțile noastre. Doar că în același timp, în universul interior al acestui individ, al acestei persoane, mai există și alte părți. Această parte a copilului interior, Richard Schwartz ar putea să o numească exilat. De această parte vreau să scap, pentru că e foarte dureroasă, pentru că e îmbibată, e încărcată cu multe durere și suferință. Și există încă două categorii de părți care au niște roluri foarte importante în starea noastră de bine. Există o parte care acționează precum un manager și care spune, nu s-a întâmplat, exact așa cum a spus tata, nu e adevărat, nu s-a întâmplat, această parte nu există. A fost doar în imaginația ta, părinții tăi te iubesc, părinții tăi te protejează și această parte care încearcă să gestioneze lucrurile în maniera asta, de fapt vrea binele sinelui, ca sinele să se dezvolte într-o manieră armonioasă. Și între aceste două părți, între partea exilată și partea de manager, există un anumit conflict, există o anumită luptă, există foarte multe certuri. La un moment dat, poți te ating? La un moment dat această parte se va evidenția suficient de mult, iar partea reprezentată de copilul interior este exilată, este îndepărtată. Exact în maniera asta. Doar că viața are provocările ei, nu-i așa? Și nu ține cont de planul inconștientului nostru sau de agenda minții noastre. Și la un moment dat vom interacționa cu persoane foarte apropiate sufletului nostru, partenerii de cuplu, copiii noștri, prietenii noștri, care stârnesc ceva în universul nostru interior. Și într-o astfel de interacțiune în planul exterior, copilul, această parte numită copil interior, iese la suprafață. Și este o parte îndurerată, este o parte împovărată, este o parte care trăiește foarte multă rușine și foarte multă vinovăție. Și în momentul respectiv mai apare un protector. Aceste două părți ne protejează. Managerul nu mai are ce să mai facă, pentru că de acolo energia este mult prea multă și apare pompierul. Cea de-a treia parte este pompierul. Pompierul care acționează în așa fel încât reduce energia exilatului. Și gândiți-vă că această parte a noastră numită pompier ne determină să ne implicăm într-o serie de comportamente care sunt greu de înțeles pentru cei din exterior. Richard Schwartz dă ca exemple de astfel de comportamente următoarele lucruri care sunt menite cumva să reducă din nou durerea și suferința, dar într-o manieră mult mai agresivă. De exemplu, disocierea. Și probabil că aceia dintre voi care a citit cărți de psihologie, de psihoterapie, de dezvoltare personală, ați auzit de acest concept. Momentul în care durerea este prea mare, momentul în care suferința este mult prea multă, se activează aceste mecanisme ale disocierii. Richard Schwartz spune că acesta este un pompier. Un alt comportament tipic pompierului ar putea să fie comportamentul adictiv. Consum de substanțe, consum de droguri, comportament alimentar excesiv, consum de pornografie și așa mai departe. De ce recurg aceste părți la astfel de comportamente? Ce credeți? Pentru a reduce nivelul de durere și de suferință. Aceste părți sunt bine intenționate, toate trei.
Doar că aceste părți au rămas cu imaginea pe care și-au format-o despre noi acolo și atunci în copilărie. Aceste părți cred că în continuare sinele nostru este prea puțin dezvoltat, deși noi am ajuns deja la vârsta adultă și avem un sine excelent, minunat, matur, puternic. Doar că acest sine este umbrit, și pe tine să te rog să te apropii, acest sine este umbrit de părțile noastre. Și atunci tot ceea ce văd cei din exterior sunt aceste comportamente în care noi ne implicăm. Comportamente în care neglijăm părți din noi, le abandonăm, le exilăm, comportamente în care încercăm să ne controlăm, încercăm să avem acea atitudine că totul e în regulă. Un mesaj tipic pentru manager e: nu e suficient de bun, nu e suficient de valoros, nu e suficient de important, așa că tragi din gură și du-te în spate. Asta face managerul cu partea exilată. Intențiile sunt foarte bune, însă în același timp creează destul de multă durere și suferință prin atitudine și prin acest comportament. De asemenea, aici este vocea critică, acea critică de sine pe care o cunoaștem cu toții destul de bine. Dacă aici, în familia mea de origine, n-am beneficiat de suficient de multă susținere, de suficient de mult suport, dacă cei care au fost responsabili de mine n-au văzut partea mea frumoasă, o să-mi fie foarte, foarte greu, la vârsta adultă, să văd toate aceste părți ale mele, pentru că noi ne oglindim în mesajele părinților și mesajele îngrijitorilor noștri. Richard Schwartz spune că în momentul în care avem această perspectivă asupra funcționării sistemului nostru interior, deja dobândim un fel de putere. Ne dăm seama că există o parte divină în noi, există acest sine care este intact, indiferent de ce se întâmplă, doar că are nevoie să-și redobândească puterea și autoritatea. Iar aceste părți se vor liniști, pentru că ele acționează în favoarea noastră, se vor liniști doar dacă le vom aborda cu multă bunătate, empatie și compasiune. De aceea, în momentul în care apare vocea critică, care ne spune că nu suntem suficient de inteligenți, de performanți, de dezvoltați și așa mai departe, a încerca să dăm la o parte această voce critică s-ar putea să nu ajute. Însă, în momentul în care ne deschidem un pic față de această voce critică și o întrebăm, care este intenția ta? De ce anume vrei să mă protejezi? Care sunt plusurile pe care le-aș putea eu resimți? Care sunt acele aspecte pozitive pe care eu le-aș putea trăi dacă țin cont de ceea ce spui tu? În momentul în care inițiem un astfel de dialog interior cu părțile noastre, ele se liniștesc. Și momentul în care părțile se liniștesc, am să vă rog să vă chemuiți un pic, voi trei. În momentul în care părțile noastre s-au liniștit, s-au domolit, s-au despovărat de fapt, le-am văzut durerea și suferința, iese la suprafață sinele nostru. Și asta ne dorim cu toții. Să avem cât mai multe momente în care să acționăm din sine și nu din povara părților noastre. Are sens? Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și vouă! Ce frumos. Apreciez răbdarea! Ce frumos ai explicat, Gașpar! Deci, înțelegem că oamenii pe care îi cunoaștem de-a lungul vieții și care ne devin apropiați și dragi reușesc foarte rapid să ne apese niște butoane și că sună alarmele foarte mult în capul nostru și că vine des pompierul. Și e atât de important că acești oameni apropiați, nouă, Andreea, folosind limbajul tău, pot să apese aceste butoane sau văd părțile noastre renegate, abandonate, respinse, pentru că avem nevoie să eliberăm aceste părți de poverile lor ca noi să ne putem bucura de viață. Uite, poate cei care au fost în sală și noi inclusiv, când suntem puși în fața unei situații în care ne enervăm sau, nu știu, suntem în disconfort, poate reușim să fim conștienți și să ne întrebăm, ok, de ce a venit pompierul acum, ce anume exact, mi-a declanșat exact această reacție. Exact, asta e secretul, Andreea, da. Am o întrebare pentru toți. Cu care dintre părțile sistemului familial intern vă este cel mai greu sau dificil să trăiți? Care sunt mai greu de acceptat? Diana? Dintre cele... Aș zice că astăzi mi-e mai ușor să interacționez cu ele. Cred că mi-a fost mai greu să fac diferența între pompier și manager la momentul la care mă exploram intens. Și acum sunt momente în care încă mi-au cam o discuție pe care o aveam cu o prietenă săptămâna trecută și pentru că am lucrat în weekend și mă întrebam, zic, totuși cât din munca mea, că tot se uită lumea la mine și zice că muncesc mult, cât o fi din dependența de muncă? Și probabil că foarte multă lume s-ar gândi, sigur, Diana care muncește mult,
are un pompier și vine și stinge. Și da, cu siguranță mai e un pompier acolo care mai lucrează și se mai preocupă de genul acesta de funcționare. Însă, uneori totuși are funcție de manager, pentru că mă identifică lumea cu această bucată mai ușor decât varianta de dependență. Însă în momentul în care după un curs în weekend mă duc acasă și fac toate celelalte treburi pentru că în continuare sunt bine, aș putea spune că e ceva și din sine. Și aici avem nevoie de grijă în a identifica doar din părți sau doar din resurse. Tocmai combinația aceasta ne ajută de a vedea niște resurse, niște capacități și de a vedea până la urmă modul în care personalitatea se organizează ca să scoată din noi ce e mai bun atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Și această dinamică pe care atât de clar și expresiv Gașpar a pus-o în fața noastră într-un mod pur și simplu foarte elocvent, are nevoie să fie recunoscută și să fie într-o permanentă dinamică. Deci asta înseamnă să nu ne supărăm pe nicio parte a noastră, să nu considerăm că una este mai importantă ca alta. Acum nu mai e rău. Am înțeles că nu mai e nicio parte rea, dar nici una nu e mai importantă ca alta. Și cred că ăsta este iarăși un alt nivel de înțelegere. Și practic să ne liniștim acea parte care este în alertă, nu? Da, e o altă parte. Petronela, pentru tine? Cu ce lucrez eu acum cel mai intens și încă intervine suficient de des încât să îmi dau seama că mai am de lucru acolo, este o parte din mine care încearcă să mă protejeze de bărbați. Pentru că toate experiențele mele, sau aproape toate, în copilărie, cred că am avut doar un bunic care a murit din nefericire foarte devreme, care era un bărbat blând și bun, dar și el o prefera pe vara mea, adică și acolo am căpătat o rană de nedreptate, dar el era un bărbat bun și blând și mi-l amintesc cu foarte mult drag, dar a murit foarte devreme, când eu eram încă foarte mică, după care experiențele mele au fost foarte și înainte și foarte dureroase și violente și atunci există o parte din mine care, din păcate, a experimentat la multe vârste, nu doar când era foarte mică, această durere foarte mare provocată de bărbați și atunci încearcă să mă salveze de bărbați și nu face diferența că acum nu mai are de ce să mă salveze. Și observ în relația mea, care este o relație cu un bărbat foarte bun și blând, care mă iubește și care nu-mi face niciun fel rău, cum apare și îmi zice, hopa, plecăm de aici. Ăsta e bărbat. Și bărbații nu sunt buni. Și trebuie să lucrez cu asta permanent și lucrez în propria mea terapie. Și dacă multe alte părți le văd integrate și lucrez cu ele foarte ușor, asta încă îmi dă de furc. Asta probabil și pentru că ai trăit niște experiențe foarte dure și probabil că e foarte puternic această latura ta care vrea să te apere și practic tu te autosabotezi. E o parte care îmi vrea binele. Mesajul ei întotdeauna este... It's not safe, da? Bărbații nu ești în siguranță lângă bărbați, te vei răni, va fi rău. La un moment dat, și sunt o grămadă de gânduri iraționale despre, nu știu, mi-aduc aminte că la începutul relației mă gândeam cum ar fi să descoper niște chestii din astea așa, ca în filme, despre bărbatul meu. Adică, cumva, ca să mă protejeze, ok, nu ești în siguranță acolo. Să faci scenarii ca să fii pregătite pentru rolul ăla. Și atunci tot timpul trebuie să lucrez cu partea asta, să o asigur că suntem bine, acum sunt un adult, mă ocup. Pot să... Exact, să răspunzi din partea sinelui. Exact, să răspundem de acolo și e un dialog. Sigur, ea apare în anumite contexte, nu toată ziua, bună ziua, dar observ când apare și mai întâi... E foarte, cu toate și amuzant, pentru că pot să observ când apare și cu toate mă umflă râsul, hello, bine ai venit, hai să vorbesc despre asta, adică e ceva ce îl anunț, vezi că... Da, pompierul. Da, el și glumește și îmi zice acum
în seara asta mă urăști, dimineața ce bine ne trezim, e din nou ești femeia pe care... Ce frumos că poți să vorbești despre lucrurile acestea. E singura soluție. Pentru că altfel, altfel aș fi eu împotriva acestei părți, da? Și aș fi singură cu ea și ar fi foarte greu dacă nu aș împărtăși eu, dacă nu aș vorbi despre ea, ar fi foarte greu să fiu eu singură cu ea. Și atunci când îmi iau un aliat și putem să glumim despre asta, devine mult mai ușor. Nu mai sunt eu singură în mintea mea cu asta. Mulțumim că ai împărtășit. Gașpar. În timp ce vorbea Diana, mă gândeam la cum stau eu cu pompierii și cu managerii. Și cred că stau un pic mai prost la capitolul exilați. Am încă multe părți exilate din această povară care este reprezentată de ce înseamnă să fii o ființă umană perfectă, o ființă umană care nu greșește, care nu o dă în bară, care nu își pierde autocontrolul, care nu... Și evident că așa ceva nu există. Adică greșesc atât de des și în momentul în care se întâmplă asta, protectorii mei mi se pare că sunt și mai agresivi cu copilul interior, cu partea exilată. Și apropo de ce a punctat Petronela, mi-a plăcut atât de frumos felul în care ai prezentat procesul tău de lucru. Părțile sau poverile mai degrabă la care lucrez de o bună perioadă de timp, și sper să se încheie la un moment dat acest proces pentru că am obosit, sunt legate de lipsa de încredere în ceilalți. Am o astfel de povară dobândită cumva transgenerațională, aș îndrăzni a spune, pentru că poverile pot să fie personale și moștenite și această lipsă de încredere în ceilalți, cred că pentru mine și sistemul nostru familial e o povară moștenită. Și exact așa cum a punctat și Petronela cumva, de cele mai multe ori în colaborările mele de variate feluri, primul gând e această povară că oamenii nu sunt de încredere și fii pe fază, protejează-te. Și e nevoie efectiv să vorbesc cu această parte exilată, să o liniștesc, să-i spun că acum nu mai suntem acolo și atunci, nu mai e război, nu mai e comunism, sigur că oamenii nu sunt perfecți, dar ne străduim cu toții. Și o altă povară este reprezentată de gestionarea emoțiilor intense și explozive. Cumva au fost încurajate în familie aceste emoții care minimizează energia, frica, tristețea, rușinea, vinovăția, însă mi-au fost destul de respinse, limitate emoțiile de genul furie, frustrare, care duc la aceste comportamente de revoltă. Și aceste energii, managerii mei și pompierii mei le exilează. Și în momentul în care ies la suprafață totuși aceste energii, pompierii pot să fie extrem de duri și au o atitudine foarte lipsită de empatie și de compasiune. Și e nevoie ca în astfel de momente eu să-mi amintesc că pompierii lucrează în favoarea mea și au cele mai bune intenții. Deci tu simți că sunt mai mulți pompieri, nu unul singur. Sunt mai mulți, da, cred că am mai mulți copii interiori, mai mulți manageri, mai mulți pompieri. Avem. E o armată întreagă, Doar o văd ca pe o armată, foarte bine punctat Petronela, dar ei de fapt sunt de nivelul grădiniței. Asta e important de știut. Sunt grădiniță de copii interiori care toți sunt varză. Da. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să trecem la următoarea carte, Scrisoare de iertare. Noi, la televizor, când avem o știre mai puternică în care prezentăm anumite detalii, suntem obligați să atenționăm publicul, imagini sau informații cu un puternic impact emoțional. Cred că și această carte ar fi bine să aibă un astfel de mesaj, pentru că, într-adevăr, e o carte pe care o parcurgi rapid, dar care are un mesaj foarte puternic și te încarcă, dar te ajută în același timp și să înțelegi niște lucruri foarte importante, tot despre părțile pe care le vedem noi rele. Și aș vrea să vă întreb pe fiecare să ne spuneți ce este abuzul sexual și ce efecte poate avea acesta asupra vieții umane. Vă întreb direct pentru cei care n-au citit cartea, autoarea vorbește despre faptul că a fost abuzată în copilărie și practic prin această carte pe care a scris-o și imaginează cum și-ar fi cerut iertare tatăl pentru abuzurile pe care i le-a făcut. Abuzurile sexuale. Abuzurile sexuale.
În primul rând, sunt total de acord că această carte ar trebui să aibă acest mesaj. Deci dacă n-ați citit-o, aveți grijă când și cum. Când o să o citiți, v-aș invita să evaluați nivelul vostru emoțional, adică cum variază. M-a surprins plăcut modul în care a reușit să pună în cuvinte. Am apreciat enorm, sigur că nu pot să nu mă uit la ea cu ochiul femeii și copilului care a trecut prin experiențe similare, pentru că, în fine, la noi agresiunea sexuală e la ordinea zilei. Am crescut într-un astfel de mediu și cred că trebuie să fim capabili cu toții să o vedem și să o înțelegem și să ne transformăm pe noi, înțelegând ce s-a întâmplat cu noi și cu ceilalți. Am citit-o cu ochiul terapeutului, care a însoțit o mulțime de femei și o serie de bărbați care au trecut prin astfel de experiențe. Am citit-o cu ochiul criticului, da? Omul de știință care se uită, evident, dincolo de partea literară care este spectaculoasă și absolut impresionantă. Și am venit cu mare deschidere să vorbim despre ce înseamnă agresiune. Sigur că în prim plan este agresiunea sexuală, este adevărat, dar dacă citim bine, o să vedem toate tipurile de abuz. Absolut toate tipurile de abuz. Și extrem de bine, exact, extrem de bine descrise. Un sistem familiar extrem de dezorganizat. Da, și... Și abuziv și represiv. Și traumatizat, și traumatizant. Și atunci, cred că, ca să mă întorc, să descriem abuzul, cartea arată, îmi vine să spun, toate tipurile de abuz sexual. Deci pe lângă toate tipurile de abuz și toate tipurile de abuz sexual, de la elementele psihologice referitoare la sexualitate, până la atingeri nepotrivite, până la comportament sexual nepotrivit și până la viol. Deci, practic, într-o cărticică atât de mică, să obții o descriere atât de acurată din perspectiva agresorului, dar să nu uităm, este perspectiva victimei, care întotdeauna speră la un astfel de moment reparator și autentic și dezvăluirea adevărului cu asumarea responsabilității, ceea ce este, sigur, extrem de dificil de ajuns acolo. Și mă gândesc acum la cei, mă rog, colegi de-ai mei care lucrează cu agresori și care, când obțin o minimă dezvăluire sau măcar recunoașterea adevărului, cu o minimă intrare în contact cu realitatea și cu adevărul faptelor, îmi dau seama cât de mult avem noi cu toții de lucrat. Pentru că, în calitate de terapeut de traumă, știu foarte bine procesul de lucru și de aceea m-am uitat la această carte și am văzut un proces foarte adânc, foarte consistent, foarte responsabil, bine elaborat și de lungă durată. Pentru că să fii capabil să scrii așa ceva, nu vorbesc de abilitățile literare, care sunt în mod evident prezente în autoare și nu este prima carte cu care câștigă publicul. Deci, dincolo de abilitățile literare care sunt absolut deosebite, vorbesc de faptul că pentru a-ți putea folosi abilitățile literare în felul acesta, trebuie să-ți fi lămurit problema despre care ai scris, fiind o problematică personalizată. Și nu e o călătorie ușoară și am văzut în această carte prin câte experiențe de ori s-a ridicat și a căzut din nou. Asta este procesul real în urma experiențelor traumatice. Și mai ales de nivelul celor pe care le-a avut ea. Deci, căderile, ridicările fac parte din procesul natural și de aceea terapia nu este o treabă care o începi, ai terminat-o și gata, ai închis-o. Și mergi mai departe zâmbind și fiind, de ce nu, o persoană minunată, perfectă, rezolvată și demnă de toată aprecierea. Nu, ești o persoană care își asumă fiecare parte din interiorul ei și revede procesul și câștigurile și pierderile din când în când și continuă. De altfel, asta o face pe Eve
o rezilientă în real și o persoană care a știut să-și recunoască, sigur, în ciuda dificultăților pe care le-a avut, faptul că a fost un om dotat cu resurse și cu capacități și până la urmă a putut să-și le pună în valoare chiar în ciuda adversității severe pe care a întâmpinat-o, o face demnă de, nu de aprecierea noastră, pentru că mi-ar fi jenă să spun că o apreciez. Vă spun foarte sincer, nu pot să spun așa ceva despre o persoană. Ea este o persoană bună în sine, este un model de urmat pentru tenacitatea, pentru robustețea pe care a avut-o și pentru capacitatea de a se arăta celorlalți așa cum este și așa cum își duce întregul proces de procesare traumatică. Pentru că, cu siguranță, ca să clarific în toți termenii terapiei traumei, ea n-a ajuns la fericire. Ea nu e o femeie care caută fericire. Și nici tocmai de asta o simt atât de aproape. Pentru că ea nu promovează un mod de a trăi bine, ci promovează un mod de a trăi sănătos și autentic cu tine, cine ești tu și cu ceea ce ți s-a întâmplat ție, și cu curajul de a merge mai departe și de a te elibera de trecut. De ce? Știi, aici cu eliberarea de trecut, eu aș puncta un pic ca să, tocmai în direcția cumva autenticității. Ea se eliberează de o presiune pe care trecutul a pus-o exact, pe ea, apropo de povara trecutului, da. Exact. Da. Deci nu s-a eliberat de trecut, nu o să elibereze niciodată de el, dar nu mai este captiv în el. Trecutul îl luăm cu noi pentru toată viața, dar important e să facem pace, nu? Cu acest trecut. Să faci pace cu tine, cu părțile tale, cu ce ți s-a întâmplat, cu ceea ce ai câștigat, ai pierdut, a trebuit să redefinești pe parcurs. Și atunci, de asta e un model de reziliență extraordinar și o autoare impecabilă. Petronela, mă întreb spre tine și vreau să te întreb, pentru că Diana spunea că a citit această carte din perspectiva terapeutului. Tu ai reușit să faci asta pentru că tu ai trecut prin astfel de situații, prin abuzuri. Ai citit-o mai degrabă din perspectiva, nu știu dacă e corect să spun, din perspectiva victimei, din perspectiva acestei persoane. Eu nu mai consider o victimă. Exact, nu aveam cum să mai că... citesc din perspectiva asta pentru că de mult nu mă mai consider o victimă și partea aia din viața mea este vindecată, dar integrată și nu mă simt captivă în trecut, în felul ăla, cum zicea Diana. Am reușit să o citesc cu toți ochii. Am citit-o cu ochiul de scriitoare, în primul rând, pentru că, așa cum zicea și Diana, e o carte foarte bine scrisă și am putut foarte bine să înțeleg de ce monologele vaginului înainte de această carte, pentru că și aia este o încercare de eliberare și o încercare de cumva de procesare traumatică cu ajutorul literaturii, actului teatru. Gândiți-vă că este o piesă pusă în scenă în 118-20 de țări și de limbi. Asta ne arată de fapt nivelul de traumă sexuală și din modul în care lumea. Noi din toată lumea. Și am citit-o cu ochiul femeii care a trecut nu prin abuz sexual, nu în același fel ca if, dar abuzul sexual lasă urme profunde asupra psihicului nostru și am citit-o și cu ochii terapeutului pentru că și eu lucrez cu victime ale abuzului sexual și scrisorile în general în terapie sunt instrumente pe care noi le folosim adesea. Mai mult decât atât, una dintre metodele principale cu care lucrez, psihodrama, chiar asta face, ne pune în papucii celuilalt și din perspectiva aia ne uităm la lucruri, din papucii celor care ne-au făcut bine, care ne-au făcut rău, fiecare cu ce lucrăm. Și atunci am admirat foarte mult inclusiv acest mod extrem de ingenios de a pune în cumva în scenă drama, durerea ei și după aceea parcursul ei de vindecare.
Știi la ce mă gândeam? În momentul în care ai vorbit despre alegerile și teama ta față de bărbați și alertele care apar în capul tău, pentru că în această carte Ives vorbește despre faptul că se autosabota și alegerile greșite pe care le făcea, bărbați care o băteau, care erau drogați, care erau alcoolici, cumva, probabil că aceste alegeri ajutau să-și confirme exact părerea ei despre bărbați și despre modelul masculin din viața ei. Și m-am gândit la treaba asta în momentul în care ai spus care este teama ta. Asta e un tipar destul de obișnuit când vine vorba despre abuz și vom alege în tiparul ăsta într-o formă sau alta. Mie mi se pare o carte foarte importantă pentru... și nu doar pentru femeile care au trecut printr-o formă de abuz sexual sau printr-o formă de agresiune sexuală, pentru că agresiunea sexuală și abuzul sexual nu sunt, și adesea întâlnesc asta la oamenii cu care vorbesc sau clienți, cred că abuzul sexual se rezumă strict la viol. Nu este doar atât. Abuz sexual înseamnă orice comportament nepotrivit sexual, orice tip de energie sexuală adusă în spațiu, mai ales a unui copil care nu ar trebui expus la așa ceva, nu ar trebui hipersexualizat, nu ar trebui, poate să fie... De exemplu, un copil care a trăit o situație de tipul mama a dus acasă un bărbat și s-a culcat cu el în patul în care dormea cu copilul și copilul a înghețat lipit de perete în timp ce asista practic la scena sexuală dintre mama și iubitul ei. Este suficient asta cât să altereze profund modul în care vedem sexualitatea, cât să ne ducă în disociere ca mecanism protectiv, și asta este abuz sexual. Și cifrele, cel puțin în România, dar nu doar în România, Gașpar, vorbesc despre faptul că 90% dintre abuzurile asupra copiilor vin din partea unor oameni apropiați de familie, că vorbim de unchi, că vorbim de prieteni apropiații de familie. Ce efecte sunt asupra copilului? Exact așa cum au punctat Diana și Petronela, efectele sunt pe termen lung, variază de la persoană la persoană, capătă diferite forme, diferite nuanțe. Și e îngrijorător faptul că acest făptaș nu e departe, nu e străin de familia noastră. De cele mai multe ori e o persoană, dacă ne gândim la copii, în care copilul are încredere. Și mai e o statistică globală îngrijorătoare din punctul meu de vedere. E adevărat că e o generalizare, dar e îngrijorătoare, care ne arată că unul din patru oameni care se află în această sală, în această seară, probabil că a trecut printr-o experiență de abuz sexual și de cele mai multe ori până în vârsta de 13 ani. Și exact așa cum a spus și Diana, cumva avem tendința de a nu vorbi despre abuz, pentru că ne gândim despre abuzul sexual, pentru că ne gândim ca trecut și exilăm această parte a noastră, fără să conștientizăm că de fapt această povară ne influențează existența, alegerile, parentingul, intimitatea în cuplu, munca, într-un mod extrem de puternic și extrem de semnificativ. Și apropo de definiția abuzului sexual, eu rezonez foarte mult cu ceea ce spune Peter Levine, un expert mare în psihotraumatologie. Și în viziunea lui, abuzul sexual e orice moment în care oricine profită de puterea sa, de statutul său, de încrederea sa, pentru a conduce un copil către o stare de neputință, indiferent că este o neputință reală sau doar percepută, cu tentă sexuală sau cu tentativa de a umili pe cineva. Și din acest punct de vedere, nu trebuie să ne gândim la abuzul sexual doar în forma în care l-a trăit Evensler, tatăl ei care venea noaptea în cameră și o atingea și o pipăia și așa mai departe. Ne putem gândi la abuz sexual exact și din perspectiva prezentată de Petronela, din perspectiva celor îmbrățișări nepotrivite între frați, între verișori, între rude mai îndepărtate și copii. Între părinți și copii. Exact, apropo de incest și apropo de tot ce e nepotrivit. Inclusiv mamele pot abuza, da. Își pot abuza sexual copiii. Exact. Noi lucrăm cu așa ceva. Și asta
Ce e cel mai dureros din punctul meu de vedere e că ne schimbă exact ce am văzut, această dinamică psihologică interioară. Și în momentul în care nu e cineva acolo, cine să te ajute să procesezi toate aceste experiențe și toate aceste trăiri, vei trăi toată viața cu credința, cu povara credinței că e din cauza ta. Eu asta aud foarte des în cabinet, vocea copilului interior care vorbește prin adultul care e în cabinet în fața mea, am crezut că a fost din cauza mea, am crezut că a fost din cauza faptului că eu am făcut sau n-am făcut, că era responsabilitatea mea, era datoria mea. Și o altă povară pe care o văd foarte des la acești oameni e că din dorința de a-și proteja părinții, nu le-au dezvăluit momentele de abuz, mai ales atunci când ele au fost aplicate de un bunic, de o bunică, de, nu neapărat de părinți, adică există și această pornire a copilului de a-și proteja părinții de durere și de suferință și atunci trăiește el și mai multă durere și mai multă suferință. Și aș vrea să intervin aici, pentru că Gabor mi se pare că zice o chestie foarte importantă când vine vorba despre a nu spune familiei. El spune că există o traumă care s-a întâmplat o traumă înainte de a se fi întâmplat trauma sexuală, și anume faptul că deja copilul simțea că nu are cui spune, nu are pe cine se baza, nu are cine să-l ajute sau să-l salveze. Și că cel mai adesea nu ne ducem să spunem dacă am pățit asta, pentru că știm că nu vom fi ajutați. Și astăzi am citit o știre care a fost foarte tulburătoare pentru mine. The Guardian a publicat, de fapt un ziar canadian, mărturia fiicei lui Alice Munro, care este laureată de Nobel pentru proză scurtă, care a fost abuzată sexual de tatăl ei vitreg, de soțul lui Alice Munro, iar mama, când a aflat lucrul ăsta, i-a spus că îl iubește prea mult pe bărbatul ei, nu poate să, și că oricum a fost geloasă pe fiica ei, care avea 9 ani când s-a întâmplat lucrul ăsta, și a spus că e o chestiune care se tranșează între ea și tatăl ei vitreg. Aceasta a fost reacția mamei de protecție față foarte, de fiica. Și foarte asemănătoare cu reacția mamei lui Eve, care la vârsta adultă a întrebat-o pe mama ei, dar de ce nu a intervenit, de ce n-ai încercat să-l oprești pe tata? Și la în distanță răspunsul mamei a fost: pentru că am ales să te sacrific pe tine. Aș dori și eu să intervin cu o precizare aici. Pentru că, într-adevăr, aici vin nu din perspectiva terapeutului, sau, mă rog, perspectiva terapeutului este secundară, vin cu omul de știință care studiază și care se uită la problemele acestea, și aș puncta un pic ca să, odată să ne fie mai clar forța psihicului și odată ca să înțelegem părțile. Copiii întotdeauna spun. Este o chestiune de timp foarte scurt când declară, doar că, așa cum ați dat exemplu, ei nu sunt crezuți. Deci nu este copiii nu spun. Aș vrea foarte bine să știm asta. Deci 90% dacă tot, da? Deci mai mult de 90% spun într-un interval de 24 de ore spun cuiva. Doar că dacă acea persoană nu primește și nu acceptă, atunci acel copil se va închide. Deci nu pentru totdeauna, din fericire, că altfel noi n-am mai lucrat cu nimeni. Da? Asta ce înseamnă? Că sinele eu-ul, cum îl denumim noi, acea forță auto-organizatoare și care știe ce ni se întâmplă, știe ce ni s-a întâmplat. Dacă are forță, dacă are încurajarea cuiva, dacă vine prietena cea mai bună, căreia poate îi spui peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani sau peste 25, când vin la noi la terapie și spun... Da, am trăit ce am trăit, atunci această forță începe să se reclădească și să îți permită să te recuperezi. Dar vreau foarte mult să înțelegem. Copiii spun, am făcut cercetare astăzi, suntem în lucru, cel puțin la institut, cu o cercetare pe populația noastră de copii. Deci nu vorbim acum de ce și-aduce aminte omul, că în literatura noastră aducerile aminte sunt discutate și din multe puncte de vedere cât de acurate sunt, pentru că într-adevăr unele nu sunt acurate, dar asta nu înseamnă că adevărul nu e acolo. E vorba de modul în care ne amintim că s-au întâmplat lucrurile, dar copiii aceștia, și astăzi legea s-a schimbat foarte mult, avem legi care protejează, avem un sistem care teoretic ar trebui să protejeze, dar el merge greu și în alte state, deci nu este o diferență extrem de mare între sistemul nostru și alte sisteme, adică
încerc să spun toate lucrurile acestea ca să vedem și partea bună atât a psihicului cât și a organizării părților, că de aceea se organizează să ne țină partea și pot să rămână cu poveri, dar este important în recuperare să putem să scoatem acea parte care a știut de la bun început că e ceva neregulă. Pentru că în felul acesta ușurăm partea aceea care spune am crezut că s-a întâmplat din cauza mea. Pentru că inițial copilul știe că nu s-a întâmplat din cauza lui. Pentru mine a fost foarte ciudat când am citit cartea și abuzile au început la 5 ani, dacă nu mă înșel, la o vârstă foarte fragedă, mi se părea incredibil cum nu a spus. Dar din ce înțeleg de la tine... Îi scrie și în carte. Da. Și aici cred că uneori copiii spun în cuvinte... Alteori spun prin gesturi, prin jocul prin în care simptome. Se implică. Da. Trebuie doar să le vezi. A început să țipe noaptea în somn, să aibă coșmaruri. Mm-hmm. Toate astea sunt moduri în care copiii spun. Trebuie doar să fii deschis să le vezi și să te întrebi de unde vin toate aceste semnale. Diana, știm despre tine că ești președinta Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Ai un doctorat în reziliență și traumele familiei. Cum îți explici comportamentul lui Arthur, tatăl lui Eve, în ce măsură comportamentele și abuzurile, sau nu, de fapt comportamentele din copilărie în ceea ce îl privește, au dus la toate aceste evenimente care au urmat în viața lui de părinte, pentru că probabil este o metodă prin care a încercat să-i găsească scuze. Exact, exact. Nu neapărat că a încercat să-i... Să justifice. E doar o parte din explicație. Sau sigur să înțeleagă mai bine ce discutăm aici de o funcționare sexuală nu doar disfuncțională, ci și antisocială, pentru că modul în care pune în cuvinte Eve manifestările acestui tată arată... Adică au toți indicatorii tulburărilor de personalitate severe. Vorbim aici de pedofilie, adică trebuie să punem numele corecte și vorbim de manifestări sadice, astfel încât, cel puțin în stadiul actual al științei, știm că aceste comportamente se grefează pe o serie de vulnerabilități genetice, se grefează pe o serie de caracteristici ale mediului de conviețuire a persoanei și aici o parte este subliniată în carte în ceea ce privește familia și relațiile familiale, dar o altă parte care mie mi se pare la fel de valoroasă și la fel de, sigur, poate să fie mai subtilă dacă nu o sezizăm, dar cred că merită să o scoatem în evidență pentru că Ivo, din punctul meu de vedere, o subliniază foarte frumos, este perspectiva culturală și socială. Niciun agresor nu s-ar dezvolta atât de mult dacă nu i s-ar da putere socială și politică. Adică nu vreau să aruncăm și aici, sigur, eu sunt un psihoterapeut, sunt promotor al înțelegerii sistemelor familiale, dar sistemele familiale nu cresc în pom. Adică nu sunt desprinse de un patriarhat generalizat în care bărbații au fost crescuți cu... ideea de a nu-și recunoaște emoțiile, de a nu-și recunoaște agresiunile. Și de multe ori în cazul în care o femeie spune că a fost abuzată, prima întrebare, dar tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Sau tu cum erai îmbrăcată? Da, sau... da. Dar asta este dintr-o perspectivă în care femeia este supusă și ar trebui să... Să livreze. Odată să livreze și să nu stârnească. Este un bun al bărbatului și bărbatul ia ce are nevoie. Și mai ales dacă îi oferă. Sau îi arată. Sau pur și simplu n-a fost atentă să nu îi arate. Înțelegi? Adică aici este încă o dată o problematică socială dincolo de a fi o problematică familială. Și, mă rog, de dragul echilibrului între dinamicile psihologice, familiale și sociale, aș vrea să ne uităm la toate aspectele. Deci avem o vulnerabilitate. Eu sunt un specialist care se uită din modelul biopsihosocial. Acesta este modelul fundamental din care trebuie să ne uităm la sănătatea fizică, psihică, pentru că este deocamdată și cel care se justifică cumva ateoretic, adică nu mai ții cu teoria lui X și a lui Y, ci te uiți la cercetare și vezi de unde îți dau răspunsurile. Și atunci avem o vulnerabilitate genetică a funcționării organismului și psihicului, avem o
serie de vulnerabilități familiale care se caracterizează prin agresiune și prin inhibarea emoțiilor, deci absența unui reglaj emoțional care astăzi se știe că este principalul protector al funcționării sistemului psihic și o serie de gânduri nepotrivite și de practici dezvoltate anti-femeie și anti-copii și atunci acesta împreună cu nivelul social de dezvoltare în care suntem în continuare, sigur, ne-am mai înmuiat pe aici, pe acolo și ne-am mai îmbunătățit pe aici, pe acolo, dar în continuare rămâne un model care spune bărbatul este puternic, bărbatul trebuie să fie atent și să nu fie stârnit de nicio femeie dacă nu cumva și-a găsit o formulă, da? Pentru că, da? Și pun accentul aici pentru că mi-aduc aminte un adolescent care îi explica mamei sale, care a venit la terapie ulterior, surprinsă, că uite ce știe băiatul ei. Și a spus, măi, mamă, eu nu prea înțeleg chestia asta cu un bărbat nu se poate abține, că dacă vrei, te poți abține. Și mama a zis, dar de unde știe băiatul meu lucrul ăsta? Deci înseamnă că îl știau și ăia cu care eu mă întâlneam pe vremuri. Și îmi livreau altceva. Și am avut această opțiune de dialog că sănătatea se simte când o ai și ți este încurajată. Când nu o recunoaște nimeni și nu o stimulează, evident că unii dintre noi suntem mai tentați să renunțăm la ea. Lucrurile încep să se schimbe, dar cred că este nevoie să mai treacă multe generații. Multe, până multe. Aș puncta un singur lucru aici, tocmai ca să-i las pe ei să puncteze partea psihologică. Eu vin și cu partea socială acum un pic, pentru că contează enorm să știm că legislația este în favoarea noastră. Deci, pentru noi este și fundamental. Și că se aplică. Sigur, mult mai mult în București. Noi am făcut o cercetare în care ne-am uitat la niște orașe. Da? Sigur că Bucureștiul, ca orice capitală, da, se mișcă mai repede, dar există legislație în favoarea noastră. Trebuie să știm asta. Adică, din punct de vedere social, suntem încă bine reprezentați din punct de vedere psihologic, trebuie să înțelegem că abuzul sexual este orice manifestare care presupune obținerea plăcerii sexuale în pofida dorinței, pregătirii și dezvoltării celuilalt. Adică asta înseamnă că nu e suficient să obții acord, este necesar să fii și pe același nivel de funcționare psihologică. Da? Și orice discrepanță mare intră în zona. Da? Mai ales când vorbim de vârstele mici, adică până în 18-25 și de ani. Deci avem nevoie să știm, să fim educați, să fim capabili să recunoaștem, pentru că orice recunoaște, adică de ce am punctat faptul că copiii spun? Pentru că în momentul în care ei spun că li s-a întâmplat și dacă obțin recunoaștere și validare, toate mecanismele de care am menționat mai devreme sunt mult mai mici și recuperarea este mult mai bună. Adică protecția sănătății psihice se face rapid. Și de ceea ce facem noi această întâlnire, sper să ajute măcar câteva persoane și cu siguranță mesajul ajunge la oameni. Petronela, eu sunt curioasă, ce anume din această carte te-a impresionat cel mai tare? Cel mai tare pe mine m-a impresionat, așa dincolo de procesul traumatic, în ce a transformat Eve. Spre, nu știu câți ani are, da, știi? În jur de 70, 70 aproape așa de 70. E, deja, asta așa mă gândeam și eu, că deja este mai într-o altă parte a vieții ei decât suntem noi. În ce a transformat lucrul ăsta rău, teribil, care i s-a întâmplat și care i-a mutilat psihicul pentru multă vreme, da? Și post-recuperare, asociația ei, felul în care a reușit să salveze femei, felul în care se pune cumva pe ea în momentul ăsta într-un mod atât de autentic acolo ca cartea asta să fie citită, să poată să fie cumva luată drept model, pentru că, exact, inspiratoare, pentru că ce mi se pare mie foarte important este să putem vedea fiecare dintre noi, prin orice tip de experiență am trecut, că există posibilitatea de a ne recupera cel puțin parțial, într-un mod cât se poate de rezilient și de sănătos, cât se poate. Nu o să putem niciodată să fim cine am fi fost dacă nu ni s-a întâmplat lucrul ăsta teribil. Dar vom putea, într-o măsură mare, nu doar
să ne recuperăm noi, dar și să ne punem în ajutorul altor oameni care trec prin aceleași lucruri. Și asta mie mi se pare extrem, extrem de important și asta mie îmi dă foarte multă forță așa și inspirație. Și cred că în tot acest proces iertarea este foarte importantă și Gașpar, noi noul sezon discutăm într-unul dintre episoade despre iertare și tot acest proces al iertării. Cum ajungem să iertăm și care sunt etapele acestui proces? Aș puncta faptul că pentru mine cartea asta vine cu foarte multă speranță. Dincolo de durere, dincolo de suferință, dincolo de greutatea asta psihologică pe care ea o are. Pentru că E. Wenzler ne arată că se poate. Și un alt lucru important pe care eu mi-l iau din această carte e acest proces prin care are de trecut făptașul pentru a se elibera și el. Pentru că e eliberatoare iertarea pentru persoana care a fost victima, care a suferit din cauza unor comportamente nepotrivite. Dar apropo de sinele nostru, care e acolo și care e frumos și e sacru noi toți, și cel care s-a implicat în astfel de comportamente are nevoie să se elibereze. Și Wenzler prezintă procesul prin care trece făptașul, nu atât de mult persoana care are de iertat. Și eu invidiez pentru ideea asta, e extraordinară, de a scrie o scrisoare prin vocea tatălui ei. Adică ea spune atât de frumos la un moment dat într-un interviu că a așteptat 60 de ani ca tatăl ei să scrie o astfel de scrisoare. Și și-a dat seama că nu mai are timp de așteptat, apropo de cum avansăm cu toții. Pe care l-a pierdut oricum, când era destul de tânăr. Exact, pe care l-a pierdut în urmă cu 30 și ceva de ani. Și pune în această carte tot ceea ce și-ar fi dorit să audă de la tatăl ei. Și ea spune că acest proces al iertării e format din 4 etape. Una dintre etape, nu e neapărat această ordine, una dintre etape e să descrii în detaliu ce ai făcut. Fără să minimizezi, fără să nuanțezi, fără să înfrumusețezi lucrurile, ea spune că eliberarea stă în detaliile foarte concrete și ea face asta în carte. Prezintă într-un mod care stârnește cumva o încărcătură afectivă puternică în cititor. Și are nevoie inclusiv făptașul să pună cap la cap această poveste ca să realizeze ce a făcut. Pentru că E. Wenzler militează pentru o masculinitate sănătoasă. Ea spune că nu ajută la nimic să-i pedepsim pe făptaș. Nu asta e soluția. Făptașii au nevoie să fie educați, exact așa cum a spus adolescentul tău, că pot face lucrurile mai bine de atât, că se pot controla mai bine de atât. Și poți să transformi ceva în tine în momentul în care pui în cuvinte rostite sau scrise exact ce ai făcut. O altă etapă importantă, spune E. Wenzler, e să găsesc răspunsurile la întrebările de genul de ce am făcut asta. Și aici nu e vorba de a te justifica, ci mai degrabă de a-ți explica tu ție, apropo de cum funcționează psihicul tău, ce te-a determinat să faci asta. Și pe lângă vulnerabilitatea biologică și socială despre care a vorbit foarte frumos Diana, E. Wenzler a realizat că de fapt tatăl ei a purtat niște poveri, ca să ne întoarcem și la Richard Schwartz. A crescut într-o familie în care a fost cel mai mic copil, cu o diferență mare de vârstă între el și ceilalți frați. De la care erau și cele mai mari așteptări. Exact. Și de la acest copil, părinții au avut cele mai mari așteptări și a fost perceput ca fiind băiatul de aur, care va schimba dinamica, destinul. Și un lucru cu care cumva, din anumite puncte de vedere, cred că m-am identificat, dar nu știu, n-am vorbit suficient de mult cu exilații mei să văd dacă despre asta este vorba, dar E. Wenzler spune că tatăl ei a fost idolatrizat de către părinți. Și momentul în care apare această stare de a adora pe cineva, persoana respectivă își pierde calitatea de ființă umană, pentru că doar divinitatea poate fi adorată, pentru că este perfectă. Și părinții lui Arthur au pus această povară pe umerii lui de a nu fi vulnerabil, de a nu avea sentimente, de a nu fi sensibil, pentru că a trebuit să dovedească. Și Arthur ajunge la vârsta de 50 de ani și se naște Eve și odată cu nașterea lui Eve, toată această tandrețe pe care, toată această vulnerabilitate, toată această iubire pe care el a trebuit să-și o reprime în copilărie, iese la suprafață sub forma omului din umbră, despre care vorbește Eve atât de des. Deci cumva e nevoie să
Dacă vrei, Andreea, să despachetăm adevărul, spune Evensler, pentru a înțelege cum am ajuns să facem noi una ca asta, pentru că nu există părți rele, există doar poveri. Iar celelalte două aspecte din acest proces de iertare sunt să-ți dai voie să simți, să trăiești, să conștientizezi toată durerea și toată suferința pe care ai provocat-o prin comportamentele tale. Efectiv, să simți ceea ce a simțit copilul tău, dacă e vorba de incest, cum a fost în cazul lui Iv, sau persoana asupra căreia ți-a exprimat puterea și superioritatea. Și ultimul aspect e acela în care efectiv îți ceri iertare. Acela în care ai pus toate lucrurile astea cap la cap, îți asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce ai făcut și oferi acest dar persoanei pe care ai făcut-o să sufere, de a-ți exprima regretele și de a cere iertare. Și dacă e în regulă, aș vrea să citesc ultima parte a cărții, pentru că mi se pare că e un exemplu foarte frumos exact pentru acest al patrulea pas. Ia să vedem. Am emoții să citesc în prezența unui număr atât de mare de oameni. Dar e un fragment scurt. Iv, dă-mi voie să-ți spun aceste cuvinte. Îmi pare rău. Iartă-mă. Dă-mi voie să stau aici în acest ultim ceas. Dă-mi voie să o fac cum trebuie de data asta. Dă-mi voie să-ți admir tandrețea. Dă-mi voie să dau dovadă de fragilitate. Dă-mi voie să fiu vulnerabil. Dă-mi voie să mă pierd. Dă-mi voie să fiu liniștit. Dă-mi voie să nu stăpânesc sau să oprim. Dă-mi voie să nu cuceresc sau să distrug. Dă-mi voie să mă cufund în extaz. Dă-mi voie să fiu tată. Dă-mi voie să fiu tatăl care ți oglindește bunătatea. Dă-mi voie să nu am nicio pretenție. Dă-mi voie să privesc și să nu invadez. Și răspunsul lui Iv: te liberez de legământ, îmi retrag minciunile, ridic blestemul, piei bătrâne. Mulțumim tare mult. Pentru că ne apropiem de final și vrem să avem timp să mai luăm și 5 întrebări, mai am câte o întrebare pentru fiecare legată de o scrisoare de iertare. Cui i-ați adresa o astfel de scrisoare? Cui dacă nu? Dacă am scriu noi? Dacă ați scriu voi, da. Diana, dacă ar fi să scriu astfel de scrisoare? Pentru mine întrebarea este cui nu i-aș scrie. Am înțeles. Cui i-aș scrie? Am înțeles. Pentru cei mai apropiați oameni din jurul meu, am greșit față de fiecare. O asemenea scrisoare aș vrea să înțelegeți, totuși n-aș scrie chiar așa, că n-am abuzat sexual pe nimeni, ca să și ne amuzăm, dar pentru părțile agresive din mine, ele s-au manifestat cu toți cei din jurul meu, deci de aș avea de lucru pentru fiecare. Cu o parte am scris, cu o parte sunt în lucru, cu o parte trebuie să mă mai prind. Ție ți-ai scris o scrisoare de iertare? Mie mi-am scris de mai multe ori, pentru că am avut nevoie, ori de câte ori am identificat părți din mine care săreau să mă protejeze de acel copil care s-a simțit foarte singur și foarte nedreptățit și învățase că dacă pui un pic de presiune, lucrurile vor merge. Atunci m-am trezit în multe situații chinuindu-mă și făcându-mi rău. Așa că, da, am scris câteva și s-ar putea să mai mă apropii un pic de câteva aspecte. Dar un astfel de proces durează ca să identifici bine și să poți să treci prin cele patru etape, pentru că nimic nu trebuie grăbit. Orice sărire direct la final n-ajută. Și aș sublinia aici, mă rog, expresia care pentru mine este foarte importantă și care a fost una dintre expresiile fundamentale cu care am deschis institutul, adică pe baza căreia am deschis institutul, și aceasta este: dă-mi voie. Da? Adică înainte să existe sloganul "Fii bine cu tine", cu care noi ne identificăm, este: dă-ți voie. Și l-am scris pe unul dintre semnele de carte, ca să tot, da, primele semne de carte de la vremea respectivă, că e ceva timp de atunci. Petronela, tu? În primul rând, copiii mei. Și cumva simt că
Unul dintre cele mai importante drive-uri, cred, pentru scrisul meu, ăsta a fost. Ca copiii mei să mă poată înțelege, să mă poată cunoaște și să aibă capacitatea de a mă ierta pentru tot ce n-am știut, ce n-am putut, ce am greșit, ce n-am fost în stare în copilăria lor și în continuare, cred că mai puțin acum, din fericire, greșesc față de ele, pentru că eu n-am avut niciodată acest privilegiu să-mi cunosc părinții în felul ăsta, să înțeleg despre ei, cine au fost cu adevărat, să pot să-mi explic, să pot să lucrez cu asta într-un mod sănătos, sigur, în demersurile mele terapeutice, care deja au peste 20 de ani, am reușit să ajung și acolo, am săpat, am găsit scrisori, a fost multă muncă și pot să zic acum sunt mult mai aproape de a-mi înțelege și a-mi cunoaște părinții, însă unul dintre cele mai importante drive-uri pentru scrisul meu a fost ăsta de a mă ajuta copiii să mă ierte. Acum, sigur că, exact cum zice Diana, am scris multe scrisori și eu și am mulți oameni cărora am să le adresez unora și eu le-am adresat altora, poate că încă nu. Eu, la un moment dat, când am început să fac asta, chiar o făceam într-un mod foarte asertiv, așa, și îmi ofeream scuzele și spuneam că a fost foarte șocant pentru mulți oameni în viața mea, că se întâmplă așa ceva, că cineva vine și le spune, uite, am greșit față de tine în felul ăsta și îmi pare rău. Și, dar cu siguranță mai am de lucru și probabil că o să mai greșesc de-a lungul vieții mele, însă sunt foarte atentă să fac reparație de câte ori pot, fiindcă mi se pare foarte important să pot să fiu înțeleasă și iertată pentru greșelile pe care le fac neintenționat, pentru că și pe copiii mei i-am rănit cu toată iubirea, oricât de paradoxal și de ciudat ar suna lucrul ăsta. Din iubire am făcut-o, dintr-o iubire prost înțeleasă, dintr-o iubire nevindecată. Da, mi-am iubit foarte tare copiii în toate etapele vârstelor lor. N-am știut cum să iubesc. Și i-am rănit, nu? Și le-am greșit cu toată iubirea. Și atunci e important pentru mine, mai ales copiii mei, dar toți oamenii din jurul meu, dar în principal copiii mei, să mă înțeleagă, să-și explice și să primească cumva scuzele mele într-un mod absolut autentic. Mulțumesc că ai împărtășit. Gașpar. Probabil că și eu aș avea de scris multe, multe scrisori, dar cred că două scrisori importante ar fi descris în viitor apropiat. Una dintre ele, eu i-am mai scris copilului meu interior o scrisoare, dar o altfel de scrisoare, în care i-am prezentat cum va arăta viața lui pe termen lung. Adultul i-a scris această scrisoare. Dar simți, mai scriu o scrisoare copilului interior exilat și în același timp i-aș mai scrie o scrisoare lui tata, care nu mai trăiește. Și mi-ar plăcea atât de mult să audă și perspectiva mea asupra lucrurilor. Pentru că tata a murit când aveam 19 ani, aproape 19 ani. Și în ultimii ani de viață ai tatălui meu, eu am fost unul dintre dușmanii lui declarați. Am fost susținătorul mamei din toate punctele de vedere. Și acolo sunt multe, multe lucruri pe care le regret acum. Multe cuvinte, multe comportamente. Acestea sunt cele două scrisori pe care le scriu în viitor apropiat. Mulțumesc și eu. Și avem întrebări din public. Sper să fie întrebări, dar ne-am obișnuit să fie oamenii curioși. Avem și o surpriză la final. Văd deja destul de multe mâini ridicate. Avem timp pentru 5 întrebări. Și rugăm pe colegii cu microfoane să... Văd aici pe cineva, băiatul care... Că deja e cineva cu microfonul. Mână, venim după aceea în față. Să vedem dacă mă auzi. Numele meu este Nicoleta, am puține emoții. Întrebarea mea este... E ok, respiră. Exact. Mulțumim. Poate ajută niște aplauze. Mulțumesc.
Dacă există o familie, 3 copii și o mamă care au avut parte de violență fizică, cum poți să treci peste asta? Deși agresorul nu mai trăiește, dar nu știu. Îmi cer scuze, dar... Dăm voie să oglindesc, Nicoleta. Dacă am înțeles bine, întrebarea e, dacă vorbim despre o familie cu 3 copii și o mamă, acolo unde a existat mult abuz fizic. Da, 20 de ani de abuz fizic. 20 de ani de abuz fizic și psihic. Agresorul nu există, dar făptașul nu mai există, nu mai trăiește sau nu mai trăiește, ok. Dar nici familia nu este subiectul, nu există o discuție despre ce a fost. Deci cei 3 copii și mama lor nu vorbesc despre asta. Și întrebarea vine din partea cui? Din partea unui copil? Din partea unui copil, cum te vindeci? Care acum e adult. Deci nu vorbim despre copii care acum sunt mici. Da, e vorba despre mine. Mulțumim frumos pentru întrebare. Întrebarea foarte concret era cum poți să treci peste asta. Așa e, asta e întrebat, peste Nicole. Asta, dacă este mai ușor să... deschizi la un moment dat discuția ceilalți, să vezi dacă ești la fel. Pentru că nu există această discuție, deși cred că fiecare în parte a simțit același lucru la fel și mama. Da. Dar nimeni nu vrea să mai vorbească. Au trecut deja 15 ani de la decesul agresorului, dar discuția nu există. Dar cred că durerea există în fiecare dintre noi. Absolut. Și nu știu absolut. Că iertarea este o soluție sau... Poate că fiecare l-a iertat într-un fel, dar nu știu cum să deschid. Nicoleta, voi răspunde foarte, foarte pe scurt și după aceea dacă vreți să adăugați ceva în completare. Și aș începe printr-o veste proastă. Nu există o strategie de a trece ușor peste asta. Deci cumva aș elimina chestia asta, povara asta din mintea mea, că ar trebui să trec ușor peste un astfel de moment. Probabil că, într-adevăr, și ceilalți membri din sistemul familial au simțit ceva asemănător cu ceea ce ai simțit tu și ar avea sens să se întâmple asta. Însă, exact așa cum a spus și Diana, nu putem forța procesul și cred că nu putem să-i forțăm pe ceilalți membri din sistem să vorbească despre ceva despre ce nu sunt pregătiți să vorbească. Cred însă că putem bate la ușa relației și să oferim această oportunitate celorlalți membri din sistem, de a vorbi despre asta. M-am gândit la asta, simt că ar fi potrivit pentru mine, aveți disponibilitate, nu aveți disponibilitate și de asemenea acesta vorbi în practica mea clinică de terapeut înseamnă că e un proces, nu e o singură discuție care are loc o singură dată, e ceva ce se repetă. Și dacă nu există disponibilitate în acest moment din partea celorlalți, va fi dureros pentru tine sau pentru mine, dacă aș fi în locul tău, ar fi dureros, dar și asta are sens. Și m-aș îndrepta spre strategia propusă de Eve Ensler. Să scriu o scrisoare prin vocea făptașului. Și în maniera asta să procesez eu experiența, în maniera asta să trec eu prin acest proces. Și... un alt aspect foarte, foarte important, m-aș gândi, musai să găsesc un om de încredere, un terapeut, un consilier, un psiholog, care să mă susțină, care să fie alături de mine în acest proces. Gașpar, am și eu o întrebare ajutătoare, să zic, pentru Diana. Există acest sentiment de vinovăție în momentul în care persoana, abuzatorul, dispare în familie să se discute despre asta? Pentru că avem și vorba aceea, Dumnezeu să-l ierte... dar cum rămâne cu cei care și despre au morți rămas. Mai de bine. Exact. Și probabil de asta e atât de greu în multe familii să se discute, pentru că dacă a plecat dintre noi, să fie iertat. O să completez un pic ce a spus Gașpar ca să-i răspund Nicoletei și cumva în secundar o să răspund și la întrebarea ta. Eu ce am auzit, Nicoleta, este preocuparea ta. Am auzit durerea ta. Pentru mine aceste două lucruri. Și am mai auzit un lucru. Cât de clar ai pus în cuvinte ce s-a întâmplat,
ce ai nevoie, ce simți, ce îți dorești. Aceste trei lucruri sunt extrem de importante ca resurse și capacitățile tale. Ele arată că ești pregătit să te uiți la adevăr, ai sănătate psihică care îți arată că, da, te doare pentru că realmente asta e răspunsul corect la ceea ce s-a întâmplat și la ceea ce se întâmplă în continuare, adică nevorbitul, nepusul în cuvinte de către toată familia, dar aud că tu poți. Acest lucru reprezintă în primul rând capacitățile tale și ai nevoie să te orientezi spre ele. Ai nevoie să le recunoști, ai nevoie să le valorizezi, ai nevoie să recunoști că noi ți le vedem. Sunt un specialist care mă uit la asta și îți spun public, acestea sunt resurse valoroase ale psihicului uman. Deci tu ai resurse și ai capacități normale, sănătoase, bune, să faci ceva bun pentru tine cu ele. Asta înseamnă, cu toată încrederea, să te orientezi spre prietenii tăi și spre un specialist, un consilier, care să ți le crească și să ți le pună în valoare înainte de a vorbi cu familia ta, pentru că familia ta nu este pregătită. Și atunci vei găsi strategia treptat în care capacitățile tale, valoroase, să fie primite de familia ta și nu respinse ca până acum. Mi-ar plăcea ca prietenii tăi să-și susțină, așa cum încercăm să o facem noi aici. Și cei care nu ți-o susțin, să poți să-i accepti și să te sprijin pe cei care pot să o facă. Un alt aspect pe care îl văd este faptul că ai nevoie să mai plângi. Pentru că abia după ce îți plângi durerea o să-ți găsești forța. Acum simți că plânsul te destabilizează, deși el nu o face. El te destabilizează pentru scopul pe care îl ai, dar nu pentru vindecarea ta, pentru ameliorarea ta. Și atunci aș vedea ca prima etapă recunoașterea forței tale și întărirea acestui eu de care vorbeam mai devreme. Al doilea, să-ți faci un plan în care să poți să vezi dacă poți să vorbești sau nu cu familia ta, în cazul în care poți să vorbești, să o iei ușor, pentru că ei sunt un pic în urma ta, sau poate să constați că au ajuns și ei între timp pe alte căi. Nu știu cum stau lucrurile, nu vreau să fac presupuneri. Și atunci când veți putea, veți sta de vorbă. Și dacă vei constata că totuși nu se poate, atunci să te poți apuca de a doua tură de plâns. Care înseamnă eu am lucrat, eu m-am uitat și nu putem să comunicăm pe realitate. Și e ok și asta. Unele lucruri se pot, unele lucruri nu se pot face cu ceilalți dragi nouă. Și să te bazezi în continuare pe prietenii tăi și eventual pe consilierul, terapeutul pe care l-ai găsit. Și în etapa a treia aș vorbi de această scrisoare, da? A ta către tine, în care să-ți recunoști tot efortul, toată străduința, să-ți plângi durerea când nu s-a putut și dacă poți să scrii și această scrisoare așa cum a scris-o Iv, este foarte bine. Asta aș vrea să spun eu. Și atunci, secundar, este că atunci când cei care ne-au făcut rău nu mai sunt, nu trebuie să vorbim despre ei ca persoane care au fost și nu mai sunt. Noi vorbim despre ei așa cum îi păstrăm noi înăuntrul nostru. Și dacă ei ne-au făcut rău și noi încă plângem datorită acestui lucru, trebuie să plângem, că mai avem de plâns. Pentru mine, terapia traumei, și am această expresie, presupune să-ți exprimi suferința, până nu mai ai suferință. Dar să nu te încurci în ea ca să o alimentezi. Că atunci rămâi plângând și nici nu rezolvi și nici nu te vindești, nici nu te ameliorezi. Deci, e important că avem de scos tot ce este și a fost greu, dar fără să uităm capacitățile noastre. Dacă nu uităm capacitățile noastre, vom putea să ajungem mai repede la momentul în care mă recunosc pe mine cu capacitățile mele și nu mă mai confund cu ceea ce m-a confundat cel care mi-a făcut rău. Și mă încurc în propriile mele analize și comportament. Mulțumim tare mult! Da. Este un tânăr care vrea să pună o întrebare. Te auzim, te auzim. Bună ziua!
Numele meu este Matei și eu am o mică întrebare legată de sisteme. Aceea este că eu nu prea am înțeles exact care este rolul sinelui adult. Erau patru, era sinele adult, sinele copil, sinele managerul și pompierul. Și nu prea am înțeles exact care e rolul sinelui adult, care a privit, dacă am înțeles corect, ca o divinitate. Sau, mă rog, da. Mulțumim pentru întrebare. Un răspuns foarte scurt, pentru că mă îngrijorează faptul că deja am depășit timpul. Vreți să răspundeți voi? Păi făcut. Bine, 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 fie. T-ai făcut încurcătura. Întrebarea era care e rolul sinelui adult, așa-i? În viziunea lui Richard Schwartz, rolul sinelui adult e să ne ghideze în această viață. Pentru că el spune că sinele adult e bunătate, e iubire, e compasiune, e conectare, e curaj, toate lucrurile astea frumoase pe care ni le dorim cu toții. Și acest sine se dezvoltă, se maturizează pe măsură ce noi îmbătrânim. Doar că e umbrit de celelalte părți care încearcă să ne protejeze. Și în momentul în care liniștim aceste părți, sinele se poate manifesta. Deci rolul lui e să ne conducă și să vorbim cât mai des prin vocea sinelui și cât mai rar prin vocea poverilor care îngreunează aceste părți. Are sens? Mulțumesc! Mulțumim! Asta e minunat când sunt adolescenți în sală, pentru că au curajul să ceară explicații pentru teoriile care nu sunt suficient de clare. Mi se pare foarte frumos. Asta avem nevoie să învățăm mulți dintre noi. Da, mulțumim, exact. Adem. Mulțumim. Mai văd aici un domn. Bună seara. Okay. Am primit eu microfonul. Super. Mulțumesc pentru această prezentare. Curiozitatea mea ar fi legată tot de cartea lui Richard Schwartz. Cum putem identifica când suntem în energia sinelui, care ar fi caracteristicile sau atributele lui și cum le putem accesa ca să le transformăm în deprinderi, să fim cât mai mult în această energie. Mulțumesc! Petronela, ne uităm toți la tine. Așa cum zicea mai devreme Gașpar, sinele este înțelept și este conectat. Și se simte în siguranță și ne poate ghida în viață într-o formă care să... Mie mi se pare că seamănă cu flow-ul. O stare de flow în care sunt conectat la viață, la mine, la cei dragi, în care mă simt în siguranță în lume, mă simt în siguranță în viața mea, pot să-mi accesez resursele și capacitățile într-un mod sănătos, în așa fel încât scopurile mele să fie îndeplinite, scopurile astea înalte, bune, țelurile mele cele mai frumoase. În momentul în care nu se întâmplă lucrul ăsta, când apar simptome, anxietăți, când sunt înfricoșat, când sunt blocat, când nu pot să-mi accesez resursele, când capacitățile mele sunt obturate de ceva, înseamnă că nu acționez din acest sine și atunci e important să cartografiez această lumea mea internă, această familie internă. În carte există și un exercițiu foarte frumos în care Schwartz propune cartografierea părților interne pe care o putem face acasă fiecare dintre noi, adică nu e nevoie neapărat de ajutor de specialitate, în care putem să, pur și simplu prin conectarea la corp și la senzațiile din corp, să vedem ce părți sunt prezente acolo, să le desenăm, să le punem pe hârtie, să le dăm o denumire și să vedem ce scop și rol au fiecare în viața noastră. Și atunci când am reușit să facem lucrul ăsta, ușor, ușor începem să le identificăm, așa cum povesteam noi aici, că le vedem când apar, le vedem când preiau controlul, le vedem când vin în fața sinelui, când obturează acest sine, când îl obliterează. Și în momentul ăla putem să purtăm aceste dialoguri blânde în care să ne asigurăm protectorii, da? Exilații, managerii, pompierii, că noi putem să fim în siguranță, că putem, ne putem ocupa. Suntem competenți și we can take care of this. Da? Pentru că până la urmă, și Schwartz povestește că el face asta și acum, la vârsta lui, de câte ori are o provocare. Întâi își liniștește părțile, întâi discută cu aceste părți care ar putea interveni și nu l-ar lăsa să acționeze din sine și după aceea face lucrurile importante. Și asta, din păcate, sau din fericire, nici nu știu, poate să fie un proces pe care noi putem să-l aducem în viețile noastre, ne ia câteva momente,
Nu e ceva ce trebuie să facem, ne punem în stare de meditație și stăm jumătate de oră pe care nu o avem. Nu. E un proces intern pe care noi îl putem face cu mare rapiditate odată ce ne-am identificat părțile și putem observa care apare. O liniștim, așa cum am liniștit un copil mic, dacă vrem să ne gândim. Ca un copil mic anxios, care se teme să facă ceva, ce are nevoie un copil real să audă din partea noastră sau să facem pentru el ca el să se liniștească, să se simtă în siguranță, să ne lase pe noi să acționăm? Exact așa ne tratăm și părțile interne care vin să ne apere. Nu cu război, nu cu critică, da? Pentru că întotdeauna în război părțile se întăresc în ele, nu, da? Când a pornit Rusia, războiul Ucraina nu s-a dus la culcare. Da? Și întotdeauna trebuie să avem în minte lucrul ăsta, nu cu critică, nu cu luptă cu părțile noastre. Luptând cu ele le întărim. Cu orice luptăm, o să-și aducă mai multă forță ca să deci reziste. Deci ne privim părțile acestea cu blândețe. Nu, de asta autocompasiunea este un ingredient atât de important în vindecare. Mulțumesc tare mult. Mie îmi place când văd că sunt bărbați în sală și că sunt și interesați de discuțiile noastre, așa că vreau să-l... Este un domn aici și pe aceea mai luăm o întrebare. Am mai văzut câteva mâini ridicate. Bună, Eugen mă numesc. Gașpar, o să citesc cartea, o să aud în vocea mea interioară vocea ta, cu aceeași cadență. O întrebare scurtă. Care este impactul exercițiului iertării asupra efectelor și impactului abuzului? Și cum se relaționează din punctul vostru de vedere? Deci care este impactul exercițiului iertării asupra efectelor abuzului? Da. Mm-hmm. Exact așa cum am mai punctat, Eugen, și după aceea vă încurajez și pe voi să răspundeți. Eu cred că avem nevoie să iertăm, și știu că aici sunt atât de multe debate-uri în literatura de specialitate apropo de acest lucru, dar, și poate nu e valabil pentru toată lumea. Dar, de exemplu, eu, Gașpar, am nevoie să iert o parte din atrocitățile copilăriei mele pentru a nu mă mai identifica cu povara victimizării. Pentru că atât timp cât țin iertarea asta la distanță și nu vreau să iert și așa mai departe, în mintea mea s-ar putea să mențin, exact așa cum a spus Petronela, un război care în realitate de mult s-a încheiat, dar din punct de vedere psihologic încă e acolo. În realitatea mea psihologică și afectivă încă e război. Însă în momentul în care încep să apară aceste părți ale iertării care, din perspectiva lui Ensler, e un proces cu etape serioase, în momentul respectiv mă despovărez, aș îndrăznea spune, de acele efecte. Și pot să realizez că dincolo de vulnerabilitățile mele, dincolo de durerile mele, mai există ceva, acest sine la care am nevoie să ajung. Și cred că iertarea e una dintre căile care ne ajută să eliberăm poverile din calea sinelui și după aceea să trăim viața mult mai în armonie cu noi înșine și cu cei din jur. Și asta am văzut la Evensler, dar asta am văzut și la Edith Weiger, un alt om de referință despre care Petronela și-a scris în numărul actual al ziarului, care și-a iertat abuzatorii de la Auschwitz. Dar i-a iertat nu în maniera în care vrea să stea la masă cu ei și să ciocnească un par de vin, ci în maniera în care s-a eliberat de acea povară. Aurii, practic. Cum? Aurii. Aurii. Exact. Are sens? Mulțumesc. Dacă vreți să mai completați, mai avem ajută, o ultimă întrebare și... Eu aș face legătura scurt cu la ce ajută astfel de scrisări de iertare, mai ales dacă trecem prin etapele de care am vorbit. Stimulează trei caracteristici ale psihicului sănătos, adică care chiar n-ar ajuta. Acceptarea realității. Da? Trecem în revistă ceea ce s-a întâmplat în real. 2. Reglajul durerii, care altfel trebuie mascată și este mascată fie prin amorțire emoțională, fie prin furie și ură. Și al treilea lucru, capacitatea de a face diferența între tine și celălalt. Când agresorul îți face atât de mult rău, ceea ce se întâmplă este că te confuzează.
mai ales dacă ești copil. Aceste trei caracteristici sunt esențiale pentru viața noastră. Iar scrisul face asta cu atât mai mult și este demonstrat prin multe cercetări, că îmbunătățește cele trei aspecte. Și atât de important acest al treilea aspect pe care l-a punctat Diana, apropo de faptul că ajungi cumva să te identifici cu făptașul. Asta spune și Wenzler. Și probabil că asta l-a determinat și pe tatăl ei, pentru că el n-a avut posibilitatea de a-și ierta părinții care l-au transformat în copilul de aur. Și asta mi se pare că e esențial din ce ai punctat. Mulțumim, Diana. Gașpar, am o sarcină grea pentru tine. Te rog să alegi ultima întrebare. Să aleg eu ultima întrebare? Da. Am văzut mai multe mâini ridicate. Vorbește cineva limba maghiară? Pe bune, vorbești limba maghiară? Nu. Pare dispus. Vorbești limba maghiară? Și ai de gând să răspunzi în maghiară? Nu, întrebarea va fi adresată în limba română, să ne înțelegem cu toții, dar dacă tot am avut posibilitatea de a alege... Nu, din păcate nu. Teșec. Șemit în besiesc maghiarul. Igen. Deja e un cuvânt cu care ne putem înțelege. Numele meu este Mihaela. Sunt extrem de recunoscătoare pentru exercițiul de mai devreme, pentru că o lungă perioadă m-am identificat ca o victimă a abuzului emoțional de data aceasta în familia de bază. Nu se vorbește foarte mult despre abuzul emoțional, dar este o luptă continuă și dacă ar fi să fac o paralelă cu ceea ce am vorbit în această seară, ce cred că este foarte nedrept, cel puțin ce am resimțit eu foarte mult în toată lupta mea, a fost faptul că până la urmă cel care se simte abuzat, cel care este abuzat, este cel care duce greul. Este total nedrept. Chiar și biserica îți spune, este normal, trebuie să-ți ierți părinții, orice ar fi făcut, indiferent cum te-ar trata, tu trebuie să ierți, ca și cum ai șterge cu buretele orice și ai uita. Dar aș vrea să închei rotund, pentru că sunt convinsă că ceea ce am auzit a atins în fiecare dintre noi o latură emoțională profundă. Aș vrea să închei rotund întrebând, atâta vreme cât treci de toată această... corvoadă a abuzului emoțional, există la sfârșitul drumului șansa la fericire? Petronela, hai să... Eu îți spun ca victimă a abuzului, multiplu, da? Traumă cutumare din toate punctele de vedere. Am stat toată seara aici, dacă m-aș apuca să enumăr, că da, există. Atunci când ajungem în sine, da? Când reușim să ne vindecăm părțile astea, să le integrăm, există. Există, dar nu imediat. E foarte... Ne dorim toți pastila miraculoasă pe care să o luăm și să ne facă bine și dimineața să ne trezim și totul să fie ca și cum toate astea nu s-au întâmplat și asta nu există. E un drum foarte lung. E un drum lung, e un drum cu pași mărunți, cu multe întoarceri câteodată, vindecarea nu e lineară, nu pornim de aici, ajungem aici într-un punct. E foarte specifică, individuală pentru fiecare dintre noi. Pe parcursul ăsta dăm de oameni care ne însoțesc mai buni sau mai puțin. E, cum zic, e foarte personală pentru fiecare dintre noi. Însă putem găsi siguranța. Că pentru mine asta înseamnă fericire. Pentru mine, cred că e foarte important să ne definim ce înseamnă să fim fericiți. Pentru mine, fericirea a apărut în momentul în care, poate nu e fericirea aia pe care, nu știu, o vedem în filme, da? Dar fericire înseamnă să mă simt în siguranță în lumea asta și în corpul meu. Și în momentul în care am reușit să accesez cel mai adesea, da? Că nu sunt într-o stare de siguranță și de liniște perpetuă, nici nu cred că o să ajung vreodată acolo, dar când am putut mai mult să mă simt în siguranță în felul ăsta, să simt liniște, să simt conectare, eu mă consider un om fericit. Mulțumim tare mult! Diana, Petronela, Gașpar, mulțumesc tare mult! Mi-a plăcut tare mult această ediție!
Vă mulțumesc și celor care ați adresat întrebări și îmi pare rău că nu ați reușit și ceilalți și n-au reușit ceilalți care voiau să adreseze întrebări, mai ales că surpriza despre care v-am amintit constă în 10 cărți oferite de Clubul de Cartea lui Gașpar, mai exact un pachet cu un exemplar Nu există părți rele și scrisoare de iertare care vor ajunge la cei care au adresat întrebările. Mai aveți și câte o invitație la piesele de teatru Mă mut la mama din data de 25 iulie, dar și la avantpremiera E doar amor, o comedie care promite să vă ofere o seară plină de râsete, reflexii și, de ce nu, mici revoluții personale asupra propriilor relații și dorințe ascunse. Avantpremiera va avea loc vineri, 12 iulie, de la ora 20. Spectacolul este regizat de Raluca Ghervan și are în distribuție pe Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Andreas Petrescu, Oana Dragne, Ioana Ancea și Dorin Enache. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru toată deschiderea de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc și celor care ați fost alături de noi și care duceți mai departe energia din această sală. Și vă reamintesc, cele două cărți sunt disponibile la standul de carte de la ieșire. Acolo sunt și cărțile voastre, pentru că toți ați scris cărți. Le găsiți acolo pe hol. Găsiți și multe alte cărți de la pagina de psihologie. Iar înainte de a ne lua rămas bun, aș vrea să le mulțumesc și celor fără de care acest eveniment nu ar fi fost posibil. E.ON România, Delgas Grid, Teatrul Elisabeta, Aqua Carpatica, Nescafe Dolce Gusto și Mozaic Media. Noapte bună și o vară plină de joacă și bucurie. Mulțumim tare mult!